Zi-mi, tot, zi-mi, tot, zi-mi, tot. Prietenul care știe tot, el e zi-mi, tot. Pici, dă buneai că ai mai avea niște întrebări pentru zi-mi, tot. Cu privire la submarine? Așa este, mai am niște nelămuriri. Păi, eu cred că ar fi momentul. Ai dreptate, zi-mi, tot. Da, Bici, pe recepție, ca de obicei. Vorbit de submarine, eu aș mai fi vrut să te întreb încă ceva, dar acumulatorii tăi s-au terminat tocmai atunci. Așa că te-aș ruga dacă se poate să-mi răspunzi astăzi la câteva întrebări despre submarine. Cu plăcere, Biții. Ce dorei să mă întrebi? Cum se orientează marinarii de pe un submarin? Că ei nu pot vedea afară. E, Biții, prin mai multe dispozitive. Cele mai importante fiind periscoapele. Unele dintre primele periscoape, care de fapt sunt niște tuburi de observare folosite la submarine, erau simple și grosolane, proiectând o imagine răsturnată a mării pe un ecran din sticlă mată. Mai târziu s-au introdus aparaturi sofisticate pentru a da navigatorilor posibilitatea de a examina în detaliu cerul, marea și chiar fundul mării. Asemenea, aparatură include sextanți, periscop pentru observarea soarelui, a lunii, a stelelor, aparatură radar, sisteme de televiziune cu lumină redusă și aparatură de sondaj ultrasonic. În prezent, sistemul de navigație submarin, așa numitul SINS, un sistem complex cu giroscoape, produce un grafic extrem de exact care necesită doar o dată la câteva zile reglarea de către NAUSAT, un sistem de navigație prin satelit. Deci, până la urmă, submarinele se folosesc și ele de satelit. Așa este, Iți. Poți să te mai întreb ceva, zi-mi tot? Desigur, Biții, te ascult. Ai spus că submarinele moderne pot sta foarte mult în sub apă, fără să mai iasă la suprafață. Cum trăiește echipajul în această perioadă? De unde au aer? Apă de băut? Condițiile de viață? Cine? Cum se mențin? Biții, un submarin nuclear poate rămâne sub apă luni în șir. De aceea trebuie să conțină depozite mari de hrană. Este esențială și prezența unui sistem de climatizare. Acest sistem menține aerul la o temperatură confortabilă, înlătură dioxidul de carbon expirat de oameni și îl înlocuiește cu oxigen. Oxigenul este produs la bord, chiar la bord, prin folosirea unui curent electric pentru a descompune apa mării în componentele sale principale, hidrogen și oxigen. Apele reziduale se depozitează în rezervoare care se pompează în apă din când în când. Apa mării se distilează pentru a asigura echipajului apă potabilă, apă de băut. Apa sărată a mării se fierbe, aburii produși se răcesc pentru a fi transformați în apă pură, strânsă apoi în alt recipient. Sarea și alte impurități rămân în boiler. Deci, practic și apa și aerul absolut necesare vieții sunt produse la bordul submarinului. Da, Biții, ai înțeles foarte bine. Ce alte sisteme de decătare mai au submarinele? Am auzit ceva despre sonar. Ai auzit bine, Biții? Submarinele sunt dotate cu un sonar sensibil pentru a detecta acea semnătură sonoră unică, un sunet de identificare a unui vas inamic. Operatorii de sonar pricepuți pot să identifice multe vase pur și simplu după tipul de zgomot pe care îl fac. Acesta este în mare parte determinat de viteza cu care se rotește elicea și de numărul de pale pe care îl are aceasta. Interesant. Până la ce adâncime se poate scufunda un submarin modern? Ei, Biții, în mare parte aceste date sunt strict secrete, dar să spunem că până la peste 700 de metri și pot înainta cu peste 75 de kilometri pe oră. Având în vedere că se deplasează pe sub apă, este o viteză apreciabilă și cred că la asemenea adâncimi sunt foarte multe pericole. Da, Biții, foarte multe lucruri rele îi se pot întâmpla unui submarin și echipajului său. Cel mai grav lucru care se poate întâmpla unui submarin este avarierea carcasei. Aceasta este una dintre cele mai mari temeri ale echipajului. Carcasa este împărțită în compartimente etanșe, astfel încât doar secțiunile direct avariate vor fi inundate de apă. Dacă sunt inundate prea multe secțiuni, submarinul se va scufunda. Un alt pericol este izbucnirea unui incendiu în compartimentul mașinilor. Aceasta s-a întâmplat cu mai multe submarine. În fiecare caz, vasul a reușit să urce la suprafață unde echipajul trebuie să aștepte intervenția echipelor de salvare. Dacă un submarin defect nu poate urca la suprafață, dar este etanș, stabil și stă pe fundul mării la o adâncime nu foarte mare, atunci echipajul poate folosi trapele de salvare. Membrii echipajelor submarinelor avariate folosesc o vestă de salvare asemănătoare cu o glugă pentru a urca la suprafață.
Când intră în turnul de salvare, membrii echipajului își umflă vesta conectându-o la un ștuț de alimentare cu aer. Apoi, odată inundată, camera se deschide și membrul echipajului pur și simplu urcă liber la suprafață, respirând normal în interiorul vestei de salvare. Echipajul unui submarin eșuat la adâncimile extreme ale oceanului nu se poate retrage prin această metodă, deoarece corpul uman nu rezistă la presiunea mare a apei. Singura cale de scăpare este prin intermediul unui submarin în miniatură, numit submersibil. Flota militară a Statelor Unite ale Americii și flota militară regală a Marii Britanii sunt ambele dotate cu submersibile de salvare. LR-5 este un tip folosit de flota militară britanică. Este coborât în apă, de pe un vas de la suprafață, și apoi ghidat spre submarinul aflat în sinistru maritim. Un coș metalic, numit lizieră de transfer, se potrivește la trapa de urgență a submarinului și asigură echipajului o cale de a trece în submersibil pentru călătoria înapoi la suprafață. Deci totuși se poate scăpa de pe un submarin avariat. Se poate, Biții, dar este mai bine să nu fie nevoie. Niște mașinări impresionante! Îți mulțumesc că mi-ai răspuns la toate întrebările! Cu mare plăcere oricând! Iar acum, dacă nu mai aveți nevoie de mine, mă voi retrage. Ne vom reauzi data viitoare tot aici la Zimitot. La revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere, copii. Nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa Zimitot, coada lui maimuță, iti-biții.ro. Încă o dată, la revedere. La revedere, Zimitot! Wow! O mulțime de informații ai obținut de la Zimitot. Ești mulțumit, Biții? Da, foarte mulțumit. Și mă gândeam că aș vrea să fiu marinar. Pe un submarin? Deși pare o meserie foarte riscantă. Ce să cauți tu cu antenuțele tale prin mările și oceanele tere? Stai aici, era doar o idee, nu mă mai certa, Dudu. Zimii!